dezvălui rocante despre Donald Trump, fostul său medic a spus adevărul despre scrisoarea de sănătate a președintelui SUA. Fostul medic al lui Donald Trump, Harold Bornstein, a declarat că nu el a scris în 2015 scrisoarea bombastic prin care certifica sănătatea uimitor de excelentă a candidatului, pe atunci, în alegerile prezidențiale Donald Trump, relatează CNN. Pacientul Trump însuși sublinierea i-a scris-o, potrivit lui Bornstein. El a dictat acea întreagă scrisoare. Eu nu am scris acea scrisoare, a declarat Mark Bornstein pentru CNN. Eu doar am conceput-o împreună cu el, afirmă medicul, potrivit News. Bornstein se contrazice astfel la mai bine de 2 ani după publicarea scrisorii, iar această recunoaștere subliniere tere răspunde unor întrebări recurente despre ultimele alegeri prezidențiale, comentează CNN. Scrisoarea l-a propulsat pe excentricul medic, cu perul până la umerii sublinierei ochelar rotunzi, în prim planul scenei publice. Forcasa fizic sublinierei rezistencai sunt extraordinare, se arta în scrisoare, publicat de echipa de campanie a lui Trump în decembrie 2015. În cazul în care va fi ales, domnul Trump, pot spune fără echivoc, va fi individul cel mai sănătos ales vreodată, presubliniere dinte. Misiva nu a furnizat prea multe probe în susținerea acestor afirmații, în afară de evocarea unei presiuni arteriale de 110/65, catalogat drept uimitor de excelent. În ea se arată că Trump a slăbit 6,8 kg în anul precedent, sublinierea că Trump avea o sănătate cardiovasculară excelent. Casa Albă nu a comentat imediat dezvăluirile lui Bornstein. Mai târziu, când au apărut întrebări despre sănătatea republicanului sublinierei a rivalei sale democrate Hillary Clinton, Bornstein a furnizat o evaluare mai profesionist, enumerând înălcimea, greutatea sublinierei medicamente prescrise. El a declarat mai târziu pentru The Griffin de la CNN că prima scrisoare nu reprezintă valoarea sa profesională, sublinierea ce a încropit-o rapid în timp ce consulta pacienți. Megeră peam, declara el în septembrie 2016. Aveam oameni de văzut. Medicul a insistat atunci ce el a scris scrisoarea. Chiar eu am scris această scrisoare, da, declara el. Acum, Bornstein revine în lumina reflectoarelor, acuzându-l pe un fost bodyguard al lui Trump, Kate Schiller, ce i-a jefuit biroul. El a acuz fosta gard de corp a miliardarului ce a luat dosarul medical al lui Trump, împreună cu alți doi bărbați, pe 3 februarie 2017. În acest context, povestea din spatele scrisorii devine mai clar, comentează CNN. Ei trebuie să fi fost aici timp de 25 sau 30 de minute.
Asta a provocat mult haos, a declarat Bornstein pentru NBC News, adugând ce incidentul l-a făcut să se simt violat, îngrozit sublinierei trist, potrivit BBC. El a declarat ce originalul sublinierei singura copie a dosarului medical al lui Trump, inclusiv analize de laborator, au fost luate de cetre colaboratori ai acestuia. Incidentul a avut loc după ce The New York Times a publicat un material în care Bornstein a declarat ce i-a prescris lui Trump Propecia, un medicament împotriva calviciei. Purtoare de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, a insistat ulterior ce incidentul nu a fost o percheziție, ci o procedură standard a Unității Medicale a Casei Albe, care a preluat dosarele medicale ale presublinierei dintelui. Este umor negru scrisoarea asta, este simplul umorului meu, a declarat el. Este ca în filmul Fargo 2. Adevărul sublinierei îl orientează în alt direcție, scrie CNN. Medicul a declarat ce Trump a citit scrisoarea în timp ce el soția sa conduceau în Central Park. Trump a dictat scrisoarea, iar eu i-am spus ce nu putea să pun în ea, a declarat Bornstein. Au venit să sublinierei a scrisoarea cam pe la ora 4. Cu câteva săptămâni înainte de publicarea scrisorii, Trump a anuncat pe Twitter ce raportul medical al lui Bornstein va arta perfecțiunea, scrie BBC. Sunt norocos, sublinierei am fost binecuvântat cu gene merece, a scris pe Facebook Trump, care a devenit cel mai bătrân presubliniere dinte din istoria Statelor Unite. În ianuarie 2018, Trump a fost supus unei examinări medicale de 3 ore, în urma unor speculații pe tema sănătății sale mentale. Medicul său de la Casa Albă, Ronnie Jackson, declara la acea vreme ce nu are nicio îngrijorare cu privire la capacitatea sa cognitiv sau funcțiile sale neurologice.